Foarte mulți împătimiți auto se întreabă, cum e mai bine să umflu anvelopele? Cu azot sau cu aer? Ei bine, răspunsul la această întrebare puteți găsi în acest video. Ne aflăm aici cu expertul auto, care ne va spune când este recomandat să umflăm anvelopele mașinii. Bună ziua! Bună ziua, Alexandru! Spuneți-ne, vă rugăm, când e recomandat să verificăm presiunea din pneurile mașinii noastre? Presiunea din anvelope este indicat să se facă dimineața sau atunci când anvelopele sunt reci. Ok. Un alt caz ar fi, dacă ne aflăm la drum lung și vrem să verificăm presiunea mașinii, ce este indicat? Este indicat, fiind anvelopele calde, să adăugăm 0,3 bari la presiunea recomandată de producător. Ce se întâmplă când presiunea din anvelope este scăzută? Când presiunea din pneuri este scăzută, crește consumul de combustibil, crește distanța de frânare, anvelopa se deformează și durata de viață a anvelopei scade. În cazul în care presiunea din anvelope este mai mare decât cea indicată de producător, ce se întâmplă cu anvelopele? Crește rigiditatea mașinii, scade confortul în condus, distanța de frânare crește, durata de viață a anvelopei scade și cel mai important este pericol de explozie la drum întins, deoarece crește temperatura și implicit crește și presiunea pneului. Trebuie să știm că atunci când alegem să umflăm anvelopele mașinii noastre cu azot, scade consumul de combustibil, crește manevrabilitatea, crește și durata de viață a anvelopei, se elimină apariția ruginii de pe jante, însă cel mai important este că presiunea rămâne constantă chiar și la variațiile de temperatură.